Ca să moștenesc viața de veci. Iar Iisus a zis că în ce este scris în lege, cum citește mea? Iar el răspunzând a zis să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Atunci Iisus i-a zis, drept ai răspuns la aceasta și vei fi viu. Dar el vrând de boin să se îndrătăsească pe sine, a zis către Iisus, și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis, un om coborât de la Ierusalim, la Ierihon și a căzut între tulhari, care după ce l-au dezbrăcat și l-au rănit, l-au plecat lăsând aproape mort. Din întâmplare, un preot ai legii vechi cobora pe calea aceea și văzându-l, a trecut pe alături. De asemenea și un levit, ajungând în acel loc și văzând, a trecut pe alături, iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și văzându-l, i s-a făcut milă, și apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele unde lemn și vin. Apoi, punându-l pe asinul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, la plecare, scoțând ordinarea, a dat gaze și a zis, ai grijă de el și ce vei mai cheltui, când mă voi întoarce, eu îți voi da înapoi. Care dintre acești trei se pare că a fost aproape cel căzut de tulhari? Iar el a zis, cel care a făcut milă cu el. Atunci Iisus i-a zis, mergi și fă și tu asemenea. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, miluiește. Thank you.
izbăvirea de rele a celor ce așteaptă de la tine mântuire. Așa, Doamne, rugăm Dumnezeu să ne mântuiești pe noi. Unul e cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor. Sfințește-ne pe noi. Cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește pe toți cei care sunt de față, pe toți cei care au fost sunt și vor fi pomeniți, dar și pe toți cei care bolesc un pic în spitale și în casele lor, fiecare poate să o luăm. Ridică din patul durerii pentru mila bunătăților cimitare. Cercetează pe dânsii cu mila și cu durările tale. Departează de la dânsii toată boala, adivinându-i cu mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumire. Așa cum făcându-ne părtași iubirii tale de oameni ce negrăite, să te mărim și să te slăvim și să te lăudăm pe tine, cel ce faci lucruri mari și minunate, mărite și prea înalte. Că ține-se cu mine să ne mântuiești și să ne mântuiești pe noi. Hristoase Dumnezeu nostru și ție slăvini spre căutarea voinței de Dumnezeu. Cel ce dai mântuiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți. Care ai tămăduit izvorul celei ce era în curgerea sângelui. Cel ce pe fica cananiei ce-ai izbăvit-o de demn, care ai iertat datorie celor doi datorni și ai dărit iertată pe ei cel pătătoasă. Cel ce ai dărit vindecare să vă nori împreună cu iertare păcatelor lui, care cu cuvântul ai îndreptat pe vameșul și ai primit pe tot parcul, prin mărturisirea lui cea mai de pe vânt. Cel ce ai ridicat păcate de lumii și pe cruce drept noi. Ție ne rugăm și cu milință la tine cădem. În bunătatea ta slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legele și păcatele, cele de voie și cele fără de voie. Iar pe când și de Iisus la masă în casă, iată mulți vame și păcătoși, au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și văzând farisei, au zis ucenicilor săi, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu valmeșii și cu păcătoșii? Iar Iisus auzind, a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă deci de învățați ce înseamnă, milă voiesc, iar nu jertfă. Că n-am venit să chem pe drept și pe cei păcătoși la pocăință. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, doctorul sufletelor și al duhurilor, cel ce vine suferințele cele nu te numă, care te mântuiești toată boala și toată neputința în popor. Cel ce voiești ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștință adevărată. Care nu voiești moartea păcădosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Deci, Doamne, în legea cea veche ai rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor după aceștia. Încă și în timpul venirii tale întru, n-ai chemat pe cei drept și pe cei păcătoși la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe hulitorul și prigonitorul tău, Pavel. Din pură, nesuferindă căuta spre puterea ei, pe morții ai spunat și moartea o ai surpat. Pentru aceasta ne închinăm îngropării tale. Păcătosului, ci să se întoarce și să fie bine. Nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capetele celor ce au venit la tine cu credință, ci cer de la tine prin o iertare păcatelor, ci pun mâna ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care părinții cei împreună slujitori pot fi deschise peste capetele celor care au venit, și sunt de față,
ca și pentru toți cei care au fost sus și vor fi pomeniți. Pentru toți cei care bolesc cumplit pe spitale și în casele lor. Și mă rog împreună cu dânsii și ceruria ta de oameni, cea milostivă și care nu ține minte rău. Dumnezeule Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul tău Natan ai dorit iertare lui Iavis care s-a cumplit de păcatele lui și ai primit rugăciunea cea de pocăința lui Manas. Însuși pe robite, pe toți cei care sunt de față, pe toți cei care au fost sunt și vor fi pomeniți, deci, ca și pe toți cei care bolesc cumplit în spitale și în casele lor, dar care se căiesc de păcatele ce le-a făcut, primește-i cu știuta ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate păcatele lor. Lui Dumnezeu nostru care ai poruncit să iertăm de 70 de ori pe de 7 celor ce cad în păcat. Pentru că precum este slava ta, așa este și în Sfântul Amin. 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 Binecuvântați, măriți, sfințiți și ne iertați pe noi, păcătoșii. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze, sănătate, sufletească și trupească, să vă dăruiască. Binecuvântați, măriți, sfințiți și ne iertați pe noi, păcătoșii. Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate, sufletească și trupească, să vă dăruiască totdeauna. Stăpână, stăpână, primește rugăciunile nemernicilor robilor tăi. Cine izbăvește pe noi dintr-o toată nevoia și necazul, toată nădejdea noastră, spre tine o pune, Maica lui Dumnezeu. Păzește-ne pe noi, sub Sfânta Cuvântul tău. De n-ar avea la cerul lumea rudenie de pe pământ, pustie ar fi viața noastră asemenea unui mormânt. Prea Sfinția voastră, prea cuvioase Pântestare, prea cuvioși, prea cucerici, părinți, frate, stimi, mulțumim lui Dumnezeu că avem o rudă în cer pe Maica Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu că dacă am ști noi câte rude avem în cer, am plutit și noi de bucurie. Pentru că dacă stați, vă gândiți bine, ce părinți ați avut, ce bunici ați avut, ce străbunici ați avut, veți zice că nu degeaba când spunem la început și la sfârșitul rugăciunii, pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi, nu degeaba nu ne referim doar la Sfinții din calendar. Și avem și convingerea și că și părinții noștri au fost oameni sfinți, că au trăit frumos și au fost oameni curați. Și dumneavoastră știți altă Românie decât cea pe care o știm noi. Pentru că noi din scaunul spovedaniei vedem ce frumoși și ce curați și ce suflete sfinte aveți. Iar dacă vă uitați la mijloacele de îmbolnăvire a minții, la presă, care vă presează până când chiar credeți ce spun ei, o să înțelegeți că România e formată din oameni care se numesc toți mai lat. Ori priviți mai cu atenție, duceți-vă oriunde în colțul lumii, nu numai în Europa, și veți găsi duminica și în sărbători biserici ortodoxe române arhi pline cu copiii și nepoții dumneavoastră. Veniți spre pretutindenea în orice parohie și o să vedeți ce frumoși sunt oamenii și ce curați.
ce credința oamenii și ce înseamnă Sfântul Maslu și cum lucrează taina Sfântului Maslu, concret, în rudele, în prieteni, în cunoștințele frăților voastre, într-o doctoriță care mi este prietenă și care a venit la mine și mi-a spus: părinte, am cancer, a schedat acum 10 ani de zile și a spus: n-aveți nimic, doamna doctor. Părinte, am văzut biopsia. Doamna doctor, nu spuneți dumneavoastră că 99% din cazuri boala în cap? Scoateți pitice, vă spovedeți de ani de zile și nu vreți să scoateți 5 pitici din cap. Cu tare, avea niște temeri care nu s-au confirmat niciodată. Lăsați-vă în baza lui Dumnezeu, împărtășiți-vă săptămânal, plângeți-vă păcatele, rugați-vă cu credință și nu vă temeți. V-a lăsat Dumnezeu odată, după 3 luni de zile a venit și mi-a spus: părinte, nu mai am nimic. De atunci e perfect, sănătoasă. Poate Dumnezeu orice. În urmă cu 15 ani de zile m-am dus cu o bătrână din Bucium, care din toată sărăcie ei a vândut o bucățică de pământ și a pus tablă pe biserica din Bucium și așa au început reparațiile capitale. La noi acolo, la Sfânta Biserică, la Plopii fără soț. Și m-am dus cu bătrâna aceea la doctorul Farmatu, care mi era cunoscut. Și la fiziologie. Și a văzut-o la plămâni, i-a luat probe de biopsie și când m-am dus după rezultat, mi-a spus: îi mai dau 2 luni, acum 15 ani de zile. Doamna Jenița, despre care vorbesc eu, a trăit până acum un an de zile. Deci a trăit 15 ani de zile. Și după ce m-am dus la vreo 10 ani de zile cu ea la doctor, să vadă ce are, că parcă nu se simțea așa bine, când s-a uitat la ea, la plămâni, a spus: doamna, n-are nimic, dar cum? Zic: spuneți dumneavoastră, domn doctor, că i-ați dat 2 luni de zile. Poate Dumnezeu orice? Poate Dumnezeu orice. Așa că aveți credință și aveți încredere că Dumnezeu nu vă lasă. Chiar dacă se străduiește presa să vă piardă credința în Dumnezeu, încrederea în duhovnicul dumneavoastră, în preotul dumneavoastră, priviți mai bine. Nu e un extraterestru, este ruda dumneavoastră, vărul dumneavoastră, prietenul, vecinul, colegul. Nu cred eu că vă mânca cineva de vii. Că mi-aduc aminte că în urmă cu 25 de ani de zile a venit la mitropolie, au venit 100 de oameni în curtea mitropoliei. Și au rugat acolo la birourile de la mitropolie și spuneau: dați-ne și nouă preot. Și li s-a spus: vor termina anul acesta 300 de tineri teologia și vă trimitem un preot bun. Și oamenii au spus: nu vrem preot bun. Să fie cât de rău. Nu o să stea la noi în sat, la 100 de case de oameni săraci, un preot bun. Să fie cât de rău. Să ne bată. Să fie cât de rău. Dar să avem preot care să ne boteze. Că au făcut sectanții case de adunare, dar n-au preot. Și noi vrem părintele nostru. Să-i spunem părinte și să ne fie părinte, să ne boteze, să ne cunune și să ne ierte păcatele. Și zice: îi dăm câte o oaie fiecare. Mergem fiecare dintre noi, bărbații satului, pe rând, la el, fiecare zi, câte unul să facem treabă. Dați-ne preot cât de rău numai să avem și noi, părintele nostru. Și ni se spunea atunci celor care eram la niște cursuri suplimentare: vedeți cât rădare și cât de dragoste au oamenii pentru dumneavoastră, răspundeți-le cu dragoste la dragostea lor. De aceea noi avem încredere în dumneavoastră și dumneavoastră să aveți încredere în noi. Că ne rugăm și noi cu toată inima și cum știm și că și dumneavoastră vă rugați cu toată inima. Că dacă v-ați uita mai cu atenție, ați vedea în toată România cum se înalță spre cer un fluviu mai mare decât Dunărea de lacrimi, de rugăciuni. Câtă durere! Duceți-vă numai la oncologie, la copii în spital, la spitalul de copii din Tătăraș, să vedeți câtă durere, să vedeți cât de rude plâng și suspină pe lângă copilașii aceia galbeni la față. Și sunt oameni care își jertfesc toată viața a lor acolo, medici, asistenți, ce sunt ei și preoți. Am împărtășit odată 20 ceva de copii de bolnavi de sida. La urmă a trebuit din potirașul acela pe care i-am împărtășit eu pe ei să consum toată Sfânta Părtășanie. Nici nu mi-a trecut prin cap că ar trebui să fie greață, să mă tem sau să-mi fie frică. A zis: să-mi fie frică de Hristos, să fie lui Hristos greață de mine. Și atunci am făcut de nenumărate ori de atunci analize și toate este perfect. Dumnezeu ne păzește. Dacă avem credință, Dumnezeu ne păzește. Ziceți împreună cu poetul nostru român și creștin, în rugăciune dumneavoastră, de fiecare zi și de fiecare seară: Doamne al românilor, stâlpul de foc, călăuzind pe Moise în pustie, peste neamul meu de nenoroc, lasă-te pe o grumă de făclie, cu semnul crucii lasă încununat steagul țării fără de putere, să se înalțe în fiecare sat, nu a răscoală, ci a înviere. Noi numai numele Tău mai chemăm și nu mai cerem de la nicio altă lege, ci doar pe Fiul Sfânt îl implorăm din acest blestem să ne deslege. Copiilor redă-le joaca lor, chiar deștepezi din bucuria noastră și le pune floare în pridvor.
și masă în pridvor și un pom în floare la fereastră, că tu de trei ori sfânt ești al nostru, milostiv Părinte, măcar că ținem sub genunchi pământ, să-ți aduci de fiecare aminte. Amin. Bine, dacă mă îngăduiți, că cred că sunteți atât de mine, cei care ați venit de astă noapte, credincioșii care, într-adevăr, cu multă râvnă și evlavie, urcați dealul Mănăstirii Hadâmbu, deși vremea este cum este, mulțumim lui Dumnezeu și prea curate Maicii lui Dumnezeu că ați reușit să urcați în seara aceasta binecuvântată. Pe această cale mulțumesc prea Sfântului Părinte Calinic Botoșeneanu, fiindcă de fiecare dată reușește să răspundă ca de obicei, până îl rugăm să fie prezent în fiecare post, să vă bucure, să ne bucure atât oftea Sfintei noastre mănăstiri, cât și pe frățile voastre care ați venit la mare distanță, Bacău, Focșani, din toate zonele și, în ultimul rând, din orașul nostru frumos, Iași. Să vă răspătească Preacurată Maica lui Dumnezeu, prea Sfinția voastră și tuturor părinților, dinpreună rugători, pentru dragostea Sfinților voastre și de folos ne este nouă tuturor această slujbă și mai cu seamă dezlegările care le face prea Sfințitul, care le simțim de fiecare dată și nu puțin sunt cei care veniți și spuneți, într-adevăr, Părinte Stareț, mă simt mai bine, boala, suferința care am avut-o de fiecare dată, când urc la Maica Domnului și stăm la dezlegările care le face preasfințitul Părinte Episcop Calinic Botoșeneanu. Să vă țină Dumnezeu sănătos, preasfinția voastră, și Hristos Dumnezeu să vă răspătească tot ceea ce faceți pentru Biserica Mamă Ortodoxă. Și încă o dată mulțumesc părinților, slujitori, dintr-un rugători care veniți de fiecare dată cu multă dragoste, fiindcă și Sfinții voastre de altfel aveți nevoie de această mare binecuvântare și slujbă arhierească și faina Sfântului Mastru pentru familie, pentru cei care sunt în suferințe în casele Sfinților voastre. Mulțumim preacucenic Părinte Dumitru Car, care într-adevăr ne-a ajuns la sufletul nostru. Este bine de știut că filozofica propovăduie este mai greu de înțeles, dar sunt părinți teologi buni care vorbesc la nivelul fiecărui și înțelegem cu toții foarte bine din cuvântul rostit și propovăduit de Părintele Dumitru, atât de frumos și din inimă spus. Vă mulțumesc încă o dată din inimă, iubiți credincioși, și îmi cer iertare dacă v-am greșit cu ceva de când sunteți de astă noapte, de aseară și astăzi. Se vede credința, trăirea frăților voastre, răbdarea pe care o arătați și prin răbdarea și credința frăților voastre, mergeți în pace cu darul lui Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu și binecuvântările și rugăciunile rostite prea Sfințitul să vă fie de folos pentru cei care ați adus poate o hăinuță. Aveți credință că fiind miruită și atinsă de icoana făcătoare din luni și blagoslovită de prea Sfințitul o să simtă cei bonlavi cu adevărat tămădurie trupească și sufletească. Să vă bucure Maica Domnului, să aveți sărbători liniștite, că avem nevoie de multă liniște și binecuvântate să fie, dar și frumoase, că meritați cei care într-adevăr vă căutați de suflet. Bucurie sfântă în casa și familia dumneavoastră. Fiți binecuvântați, Doamne ajută! Ar dori să vă anunț de cum bine știți, Paraclisul de iarnă, unde ne aflăm în seara aceasta, are două hramuri, Sfântul Ierarh Nicolae și al doilea hram este Preacuviosul Părinte Nicolae, cel sfințit la Tismană. Acum nu o să reușiți dumneavoastră la toate sărbătorile Mănăstirii Hadâmbu să fiți prezent, dar eu cu mare bucurie vă fac o invitație indirectă, așa, vă așteptăm a doua zi de Crăciun la hramul Paraclisului, Sfântul Preacuvios Părinte Nicolae, cel sfințit de la Tismană. Sărbători frumoase, Doamne ajută! Acum o să rugăm pe consilierii Părintelui să vă împarte iconicele asoțite de binecuvântările Părintelui Mitropolit Teofan, să fim sănătoși și sărbători binecuvântate. Din copilăria mea, care l-am învățat de la mama mea, Dumnezeu să o ierte. Sus la poarta raiului, Sula Dom, Sula creștini, c-am venit să vă vestim. Noi
aceste v-am adus. S-a născut Domnul Iisus, Fecioară Maria. Noua veste v-am adus, s-a născut Domnul Iisus, Fecioară Maria. S-a născut un fiu frumos, cu numele de Hristos. S-a născut un fiu prea bun, chiar în seara de Crăciun, Fecioară Maria. S-a născut un fiu prea bun, chiar în seara de Crăciun, Fecioară Maria. Trec o mie de soldați, toți cu arme înarmați. Îngerii au întrebat, ce sunteți așa înarmați și pe cine căutați? Fecioară Maria. Îngerii au întrebat, ce sunteți așa înarmați și pe cine căutați? Fecioară Maria. Iar Iisus cu glas mai blând, de mă căutați eu sunt. 30 de arginți au dat, pe Iisus l-au cumpărat, Fecioară Maria. 30 de arginți au dat, pe Iisus l-au cumpărat, Fecioară Maria. Sus la poarta raiului plânge Maica Domnului. Trec doi îngeri și-o întreabă, de ce plângi, măicuță dragă, Fecioară Maria? Trec doi îngeri și-o întreabă, de ce plângi, măicuță dragă, Fecioară Maria? Cum să nu plâng, dragii mei, dacă oamenii sunt răi? La biserică nu-i nimeni, creștele de oameni pline, Fecioară Maria. La biserică nu-i nimeni, creștele de oameni pline, Fecioară Maria. L-am cântat din inimă, fiindcă din copilărie, până am crescut mai mărișor, în ajunul Crăciunului la noi în Bucovina, se cântă nu de cu seară cum umblăm cu Radu, și mezi de noapte, de la ora 12, umblăm până dimineața, umblam când eram copil, până la 5-6 dimineața. Și acest colind îl țin minte și îl îndrăgesc și îl prețuiesc, această colindă, fiindcă m-a învățat mămuca mea, Dumnezeu să o ierte. Și până am să îmbătrânesc, din când în când, la cei dragi, am să cânt acest colind. Vă doresc din inima și sufletul meu, încă o dată, sărbători liniștite, că tare mult bucium și multe încercări și multe suferințe sunt, să recunoaștem în familia dumneavoastră, fiindcă noi le vedem pe viu și le simțim atât timp cât dumneavoastră veniți aici, la Maica Domnului, și spuneți durerea, suferința frăților voastre. Și aș dori ca frățile voastre să nu aveți sărbători nefericite, că eu, Dumnezeu știe, în copilărie am trecut prin multe încercări, dar cea mai mare bucurie
cu toate necazurile vieții mele ca copil, ca pruncușor, am trecut sărbătoarea Crăciunului cu multă binecuvântare a lui Dumnezeu și am resimțit sărbătoarea Crăciunului. Și vă rog în numele lui Dumnezeu să nu faceți un păcat, să opriți, să vă vestească atât preotul slujitor, păstorul dumneavoastră, solul Dumnezeu care vă vestește și umblă cu Sfânta Cruce de vă botează și nașterea Domnului, să nu greșiți să faceți acest păcat mare, fiindcă fruncușorul Iisus n-a fost primit să se nască, a fost născut rămezi săracă. Ori dacă dumneavoastră veți închide ușile inimii și a poarta casei și ușa, ușa casei, vă veți reîntoarce la păcatul care a fost pe timpul Mântuitorului, când n-a fost primit să se nască. Dați voie pruncușorilor să vă vestească cu mare bucurie nașterea Domnului, fiindcă o să vă dai Maica Domnului împătrit înapoi leuțul ăla și colăcelul ăla care îl dați dumneavoastră, fiindcă ferească Dumnezeu ca poporul nostru creștin să-și piardă tradiția. Ferească Dumnezeu din cer, când am venit la Habimbu, nu se colinda deloc. Am încercat cu darul Harului Dumnezeu și încetul, încetul a revenit tradiția în zonă și nu degeaba vin peste 1000 de copii în ajunul Crăciunului. Și mulțumesc din inimă tuturor care m-au sprijinit și mă ajută de 28 de ani ca în ajun să ajutăm peste 1000 de copii care vin în fața mănăstirii, unde o să fie o sărbare și copiii sunt cu slujitorii de prin sate, copii nevoiași, cea 100 de familii de nevoiași și săraci. Să vă răspătească, Maica Domnului, pentru puținul care mi l-ați dat. Încă o dată mulțumesc fiilor mei duhovnicești care m-au sprijinit și gospodinului la Focșan care au adus daruri multe pentru copii. De-abia așteaptă pruncușorii în ajuns să fie prezenți la mănăstirea Habimbu. Deci, repet, de-ar da Dumnezeu să fim sănătoși, să facem față, fiindcă în zonă sunt peste 2000 de copii necăjiți. Așa că noi măcar la peste 1000 de copii încercăm de 28 de ani să le aducem acea scânteie, acea bucurie. Și mulțumesc din inimă fratelui Constantin Ciofu, care este pentru noi, nu știu cum aș putea să spun, e foarte la sufletul celor necăjiți. Adică de fiecare dată mi-a ajutat prin ce a dat la ziarul Lumina și la TVR Trinitas, fiindcă multe lume au revenit să ne ajute pentru acești copilași. Să vă răspătească, frate Constantin, Dumnezeu și Maica Domnului, ce faceți pentru acești copii nevoiași. Și dumneavoastră să nu uitați, dacă vreți cu adevărat să aveți sărbători frumoase, liniștite, dați și la cel de lângă dumneavoastră care nu are de unde. Eu în copilăria mea am înțeles un singur lucru, bănuțul care îl făceam cu Colinda și cu Rafa, îl dădeam la mama mea. Din foarte multe neajuns. Și vă rog, cu mâini împreunate, mergeți pe la zile și la copilașe care n-au nicio bucurie. Fiind sunt bătrân, am fost în 2-3 zile de bătrân, care am întrebat de când nu și-a văzut copilul sau fiica. De ani de zile. Și să merită să vă duceți să aveți bucuria Crăciunului și a nașterii. Să duceți puținul dumneavoastră ce puteți la spital, la cei necăjiți, la văduve, la orfani. Nu se poate pe casa scării sau, cum spunem, la blocul dumneavoastră, în locuința dumneavoastră, să nu aveți un sărac care îl puteți mili, considerați că ați dat pruncușorul lui Iisus. Dar atenție mare, dacă nu ai, nu da vechi, nu dați vechi, dați nou ceva puțin și bun. Lui Hristos nu poți să-i dai o hăinuță veche. Sfânta Parascheva, știți viața ei, se dezbrăca de hainele. De mică copilă facea fapte dumnezești din hainuța nouă și îmbrăca pe cea sărăcăcioasă. Ori Hristos trebuie dat o hainuță nouă. Ca să o vedem și vom vedea-o cu siguranță, veți vedea-o și pe cealaltă lume. Să vă bucure Maica Domnului și fiți binecuvântat. Bucurie sfântă încă o dată în casa și familia dumneavoastră. Vă mulțumesc din inimă, din sufletul meu, că iubiți acest sfânt așezământ. Dar mai mult mă bucură când vă văd evlavia, credința, nădejdea care o vezi față de Măicuța Domnului și nu veniți doar în seara aceasta, ci deseori urcați dealul mănăstirii Habimbu,
sunteți de felicitate ieșenii noștri, mai cu seamă, când nu vin cei mai de departe, pelerini, înfrumusețați cu prezența dumneavoastră, cu credința toate slujbile Sfinte Mănăstirii noastre. Maica Domnului aduce pe cei care o prețuiesc și o iubesc și toată lumea întreabă dacă este hram duminică, duminică. Maica Domnului face să fie popor mult evlavios, fiindcă nu veniți pentru mine. Poate că și din cuvântul meu sunt om preot, fare simplu, vă folosiți cu ceva, dar cu siguranță de la Maica Domnului mergeți să încărcați, cum spuneau credincioase. Mi-am încărcat bateria, Părinte Stareț, pe o lună de zile, asta nu înseamnă că o încărcăm și stăm o lună de zile și ne dormităm. Deci, mergem acolo, ne folosim. Nu m-am folosit la Hadând, nu mă duc în dreapta. M-am folosit în altă mănăstire, în altă biserică stau acolo. Acum ferească Dumnezeu să rămân fără dumneavoastră, dar o zici cu o teamă acum, să știți. Dar eu cred și credința îmi spune și de fiecare dată am observat, vedeți că de ce biserica este mai prigonită, mai lovită, fiindcă astăzi știți, e vremea de apoi. Semile deja încep, Dumnezeu știe sfârșitul, dar se vede încercările care sunt asupra bisericii. De ce este mai încercată? De ce mai mult popor evlavios se duce spre casa lui Dumnezeu? Bucurie Sfântă, Doamne ajută!